Președintele SOS România, Diana Șoșoacă, a ajuns și la Târgu Jiu, chiar de zilele orașului. Aceasta a mers alături de echipa de la Gorj, în parcul din zona Narcisilor, acolo unde au avut loc evenimentele cu ocazia zilelor municipiului Târgu Jiu. Șefa SOS România a fost însoțită de candidatul la primăria Târgu Jiu, Gabriel Coica. Vă urez ca în cel mai scurt timp să deveniți orașul care ar fi trebuit să fie de foarte mult timp, pentru că am venit de anul trecut cu câteva propuneri aici, dar văd că administrația noastră nu m-a auzit. Eu am luat legătura cu câteva persoane de la Centre Pompidou din Paris și îmi spuneau că la ansamblul Brâncuș, care există în Târgu Jiu, ar fi trebuit să avem, dacă o promovare extraordinară, se poate ajunge și la 15 milioane de turiști pe lună. Și am spus, dar nu există capacitate. Și atunci o luați mai ușor și o să aveți 15 milioane de turiști pe an. Pentru că foarte puțină lume știe că Brâncuș a fost român, l-au însușit și l-au naturalizat francezii. Îi se spune Brâncuși, dacă zici Brâncuș nu înțeleg numele. Așa că Brâncuși trebuie să reintre în patrimoniul românesc și la nivel mondial, să știe lumea și să vină aici. Credeți-mă, pentru că sunt în natură, ați putea să faceți din acest oraș și de fapt din tot județul Gorj un județ care să nu plătească taxe și impozite. Șoșoacă spune că a propus pentru Târgu Jiu o echipă puternică. Asta vă spun, vă și propun o echipă la Târgu Jiu, precum și la județul Gorj. Există un plan pe care eu vi l-am expus înainte și credeți-mă, cu această echipă și cu relațiile pe care le am în Franța, vă pot face această legătură, pentru că nu o fac numai pentru un oraș, pentru un județ, și o fac pentru întreaga Românie. Gabriel Coica candidează la primăria Târgu Jiu din partea SOS România.